în Uniunea Europeană modelul performant de dezvoltare a agriculturii, care să aibă și un impact asupra ruralului și a dezvoltării locale. Modelul acesta este ferma de familie, agricultura familială. Și exact ceea ce lipsește la noi și ceea ce România n-a reușit să consolideze de 25 de ani. Prin pachetul pe care domnul Ghinea l-a prezentat, nu facem decât să punem împreună măsuri care, cum vă spuneam, există în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Dar vrem să le punem împreună pentru ca ele să fie vizibile și să se vadă coerența și legătura dintre ele, pentru că așa le-am gândit când am reformat politica agricolă comună, și ele să fie compatibile. Cred că ăsta e pasul următor în România mediului rural. Să punem cap la cap investițiile în infrastructură cu investițiile în agricultură și să creăm o logică de dezvoltare locală, care nu poate fi gândită la București, pentru toată țara și pentru tot spațiul rural. Și aici unde ce vedeți, aici investițiile astea e făcute în șură. Asta e, știți că americanii au Silicon Valley, toate poveștile de alea cu tot începe în garaj. Cu alea începe într-o șură. Fiecare da? Ce are. Da? Și ajunge. Da. Iar acum, pe fonduri, am achiziționat pe fonduri echipamente. Trebuia să avem 4 angajați, noi de timp am dezvoltat, acum avem 9 angajați. Spațiul ăsta deja nu ne mai este suficient, l-am dezvoltat. Și acum face un atelier special, un proiectat, aici lângă. Imediat vă arătăm, avem planurile, proiectul e aprobat, acum lucrăm la proiectul tehnic. Deci avem notificarea că s-a aprobat proiectul la pe măsura 64. Exact, al doilea. Da. Adică asta a fost unul pe 100 de mii. Da. Și ăsta e al doilea? Ăsta e al doilea, da. Primul a fost pe PNDR, măsura 1-2, aprobat în 2011. Al doilea e pe măsură tot pe PNDR, nu știu exact cum se numește acum, pe măsura 6-4. Da. Prima dată am făcut achiziție de echipamente și acum facem construcție. Doar construcție. Și asta îi face echipamentele? Echipamentele, să zicem că ne ajung, dar după aceea o să fie o dezvoltare organică, nu mai cumpărăm, nu mai completăm ce mai avem nevoie. Asta. Și câți angajați? Acum 9. Și de unde sunt? Majoritatea de aici, din comuna noastră. Familie? Mai din familie sunt, lucrez cu mama și cu tata, eu mama și tata. Și mai sunt, o să-i cunoașteți prima dată toată echipa. Okay. Să vedeți și... Da, avem comenzi, avem... Ce română? Așa ne... Am lucrat în Spania și am văzut la o familie. Ai lucrat aici la covoare, la fosta fabrică de covoare? Da. Și Spania tot care
Da, da, partea de imprimare o facem la echipamentele alea, să mergem și sus, iar partea de finisare, că prima dată luăm materialul, îl imprimăm, îl gravăm, îl personalizăm, dar venim aici și dăm două forme la proces de finit, le finisăm. Pentru că ne arată cu gamete pe care de astea să vă dăm un logo, de exemplu, facem un singur, o singură, da. O mașină de 7 de 12 de dată. Conexiunea... Păi avem două linii la internet. Am păstrat spiritul satului, nu l-am dus pe hală. Este un atelier cu un aspect rustic, dar că e proiectat special pentru activitatea pe care noi o desfășurăm. Asta e planul, aici e planul papelului. Bun, aici e planul de spațiu, nu ne permite, dar o să nu știu, la chiar la intrare. Aici e planul mansardei. În partea asta... Și de finalul așa ați preferat să faceți aici? Da. Păi atunci nu. Când eu eram în străinătate, domiciliul mi-a rămas încă pe buletin. Mi se pare că e un exemplu bun despre cum pot fi folosite integrat diferite măsuri din programul de dezvoltare rurală pentru a crea un concept de dezvoltare și nu doar a finaliza un proiect aici și acolo. Și ăsta e subiectul central și a discuției pe care vreau să avem astăzi după masă, apropo de modul cum se poate dezvolta satul în viitor. Avem nevoie de integrarea asta la nivel local, care nu se poate face birocratic la București, într-un minister sau altul, trebuie făcută de autoritățile locale, de oamenii de aici. Și mi s-a părut că e un loc bun, bine adaptat să lansăm conceptul ăsta de dezvoltare a clasei de mijloc la sat, aici unde deja s-au întâmplat multe lucruri pozitive. Mulțumesc!